Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vorbeai de facturi mai devreme. Da, mai puneți o hăinuță pe voi. Auzi, voi când vă vin facturile, le deschideți imediat? Sau le lăsați așa? Nu, eu mă las să fierb. O zi, două, le puneți una peste alta și... Eu le răzuiesc. Le răzuiești imediat? Le răzuiesc să văd așa treptat cât apare acolo, știi, pe la lozul. Din dreapta? Te uiți la numeri de nourile de partea cealaltă. Dar în cazul ăsta nu este niciodată câștigător. Băi, băiete. Da. La noi, na, ce să... Când facem sondaj cu facturile ascultătorilor? Ce, în ce sens sondaj? Ce, în sensul în care să ne spună cât au venit facturile. Mai așteptăm un pic? Mai stăm un pic. Mai stăm. Au început să apară oricum. Da. Au venit, gata. Da? Da. Nu știu ce să zic. O companie britanică de utilități a recomandat clienților să-și ia în brațe, să-și strângă în brațe animăluțele de companie pentru a se încălzi și astfel a face economii. E și scandal mare. Nu-i rău. Marea Britanie, sigur, acum cine e însurat s-a scos, are căldurică la plăpumică, iei nevasta în brațe, ai rezolvat problema, vieții burlaci în gheață. Zizaf, că vrei să spui ceva și de tot alții. Nu, la, mai bine nu. Bun, de săptămâna trecută, firma asta, care e mare, al doilea mare furnizor din regat, a trimis clienților o listă, deci, bă, a trimis clienților, o chestie oficială, 10 modalități simple și ieftine, am încheiat citatul, prin care să poată sta la căldură în timpul iernii, fără a umbla la termostat. Și printre recomandări, creșterea suprafețelor izolate, adică să-ți izolezi geamurile mai bine, cu pur fix. Primar din București care să izoleze blocurile. Bravo. Pur fix. Închiderea ușilor la camerele care nu sunt ocupate. Cum avea bunicul, camera de la stradă, camera de oaspeți. Dacă nu erau oaspeți, era congelator. Pui și ceva jos ca să nu treacă pe sub ușă nimic. Da, exact. Utilizarea unui termostat inteligent, care face același lucru, încălzește pe bucăți pe bucăți. Da. Pentru asta trebuie și centrală inteligentă. Tu ai de la pe fiecare cameră? Niciuna. Și mă mai întreau prietenii. Nu mă aluc și permite de asta, care am repere calorifer. Inteligent? Nu, tu n-ai termostat. Ce termostat inteligent ai? Tu că tu ești racordat la radet. Robineți cu termostat. Ai altceva, mă, cu robineți. Cum adică e altceva? Păi e altceva, că dacă tu nu ai căldură, degeaba e termostat. Dacă are, dacă are căldură, se oprește caloriferul. Eu când am căldură, atenție, da. Și acum mai nou am. Extraordinar. Da? Vezi, mă, domn primar. Țin repartitorul termostatat la poziția 3, da, și îmi păstrează în casă o temperatură constantă de 23 de grade. Aha. El nu e chiar atât de inteligent, dar iată cât de rezultate. Bun. De asemenea, această companie a mai sugerat purtarea unui pulover și a șosetelor de lână. Bun, vă spun exact ce Ceaușescu, mai puneți o haină pe voi. Da. Așa era pe vremuri, exact. Da. Consumul de alimente care stimulează digestia și încălzesc corpul. Cum ar fi chestii cu ghimbir, ardei, iute, treburi de-astea. Nu? Pe aici. Dar cred că și niște slăninuță cu ceapă. E... curățenie. Deci să faci curățenie ca să te miști, înțelegi, să te încălzești, sau un concurs de hula hoop. Ce e hula hoop? E ăla cu cercul, nu? Dai în fund cu cercul? Nu știu dacă tu știi, mai explică-ne. Nu știu, am văzut. Îmi place cum explici. Și să-și ia în brațe animalul de companie. Eu zic că dacă strângi o pisică în brațe, te costă mai mult. Da, așa zic și eu. Dar bun, dar proprietarii de acvarii pot face și o baie cu acest prilej. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.